Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Lavinia Bratu, lector în cadrul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Doamna doctor, internetul a devenit un instrument care ne oferă accesul către o lume plină de posibilități. Însă există cel puțin o problemă care ne amenință pe toți, dependența de tehnologie. V-aș ruga pentru început să ne spuneți cum apare această dependență de tehnologie. Trebuie să fim atenți când vorbim despre tehnologie mai nou, pentru că dacă acum 2-3 ani pledam pentru o mare grijă asupra dependențelor în această direcție și felul în care se formează, la fel ca și o dependență de substanțe chimice, în ziua de astăzi avem nevoie să ne împrietenim cu tehnologia într-un fel sau altul. E mai bine de un an de când suntem aproape de tehnologie, suntem constrânși să lucrăm prin intermediul tehnologiei și avem și o considerație față de ea, parcă în plus, pentru că viața noastră a putut continua. Astfel, îmi vine în minte acum vorbele celebrului Harari, Yuval Harari, cu cărțile lui despre Homo sapiens, despre Homo Deus, în care spunea așa: omul are trebuie să aibă mare grijă în acest moment să înceapă să se cunoască pe el, pentru că tehnologia s-ar putea într-o bună zi să-l cunoască mai bine decât se cunoaște el. Și atunci lucrurile poate să fie cumva neevolutive pentru noi. Și, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim cât de multe lucruri facem cu tehnologia, ce se întâmplă cu creierul nostru în această perioadă de adaptare, în care, dacă până acum un an spuneam că o oră, peste o oră continuu la televizor sau în fața unui display de monitor, de calculator, poate duce la instalarea unei dependențe, pentru că te introduce într-o anumită stare a creierului în care bariera conștientă este cumva eliminată, dacă pot să spun așa, și toată informația intră în inconștient. E bine, astăzi stăm câte ore în fața calculatorului? Foarte multe ore. Și atunci ne gândim ce se întâmplă cu creierul nostru, ce se întâmplă cu adaptabilitatea noastră. Creierul este un organ social care se formează prin interacțiune continuă zi de zi și se transformă. Într-adevăr, în cartea celebrului Siegel, Cum se schimbă oamenii, el vorbește despre această conectare permanentă, relație interumană, ceea ce reprezintă hrana pentru corp, reprezintă contactul social pentru creier. Nu mai avem acest contact social astăzi și ce putem face pentru ca să avem grijă de creierul nostru și să avem o stabilitate emoțională și să ne păstrăm sănătatea mentală și să fim în același timp în acord cu tehnologia care ne susține procesul de evoluție mai departe, de studiu, de conectare într-un fel sau altul, este această relație și introspecție pe care trebuie să o cultivăm cu noi. Foarte mult se vorbește în acest moment despre cultivarea atenției, despre punerea unei semințe de creștere a relației pe care tu o ai cu tine. Să vezi de tine, să te scanezi, să vezi cum te simți, ce emoții ai, ce trăiești, cum trăiești. Da. Ne puteți spune, vă rog, care ar fi unele dintre simptomele care ne dau semne de întrebare și ne arată că suntem dependenți de navigarea pe internet? Pur și simplu atunci când nu mai găsesc satisfacție în nimic din ceea ce mi-oferă mediul meu de viață, atunci când încep să pun relațiile, tot ceea ce mă înconjoară pe locul 2 în defavoarea acestei pasiuni, aș spune, sau dependențe, da, instalate. Pur și simplu un dependent trece peste orice obstacol, indiferent cât de nefavorabil sau cât de dăunător ar fi, ca să-și îndeplinească această stare pe care o are. Dacă eu nu mă mai regăsesc în cercul meu de prieteni, dacă eu nu mai găsesc nicio relație de prietenie potrivită, dacă eu nu mai găsesc satisfacție în a mă plimba prin parc sau asculta muzică sau a face lucrurile simple de care avem nevoie să ne reamintim a le practica acum, cu siguranță acestea sunt semnele, da? Apatie, antisocial, doresc să mă izolez, doresc să rămân cumva în această buclă pe care mi-o creez în relație cu dependența mea.
Da. Așa cum a spus și dumneavoastră, utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale a atins cote alarmante, cu precădere în ultima perioadă de când cu aceste limitări care ne-au fost impuse. Vă rog să ne spuneți care este pericolul pe care îl poate avea acest tip de dependență. Acum folosim computerele pentru a ne desfășura orele online și pentru a munci mulți dintre noi. E foarte important ca aceste lucruri să se facă în alternanță cu conectarea cu familia, cu plimbările în natură, conectarea cu natura, să fie în echilibru. Dacă eu stau 6 ore la școală online, după care intru pe Facebook, intru pe rețelele de socializare, cu siguranță asta îmi poate afecta vigilența, creativitatea, sănătatea mentală. Facebook-ul este un lipici în ziua de astăzi pentru mulți dintre noi. Este astfel creat încât atunci când sunt plictisit, atunci când sunt, nu știu ce să fac, să intru pe Facebook să văd ce se mai întâmplă sau orice altă rețea de socializare. De asemenea, dacă părinții nu-mi dau suficient atenție sau dacă nu mă regăsesc, cu siguranță pot să intru pe o rețea de socializare pentru că acolo sunt văzut. Vreau să fiu văzut și caut atenția asta și pur și simplu postez o poză și încep să aștept să văd ce feedback primesc. Și este o falsă recunoaștere, da? Până la urmă este o falsă recunoaștere, însă este un cerc vicios în care pot să intru. Ce se întâmplă mai departe? Încep să stau pe rețelele de socializare și să vizualizez chipuri fericite, pentru că fiecare postează partea, eu știu, cea mai frumoasă sau închipuită pe care o avem despre noi sau despre viața noastră și încep să mă gândesc, Doamne, toți sunt fericiți, toți călătoresc, toți sunt eu cum sunt. Și pasul este foarte, foarte mic până la a fi depresiv, până la a avea stări de deznădejde, de pur și simplu lipsa energiei de a continua sau de a găsi noi resurse sau a face altceva în viața ta. Mare grijă trebuie să avem acum cu aceste alternative. Stau foarte mult în fața calculatoarelor, atunci ar fi bine să nu mă duc mai apoi pe rețelele de socializare, ci să ies să socializez așa cum am socializat până acum și să mă plimb și să mă conectez cu natura. Acestea sunt în toate studiile care au apărut acum în ultimul timp vis-a-vis de sănătatea mentală, pentru că au apărut foarte multe cazuri de suicid, au apărut foarte multe cazuri de depresie în ultimul timp și este firesc cumva că nu ne-am mai regăsit. Foarte multe studii vin și ne îndeamnă să facem lucrurile simple pe care poate nici înainte nu le-am luat în considerare, dar acum cu atât mai mult. Îmi îndemn oamenii cu care lucrez să se plimbe în parcuri, să redescopere natura, să facă lucrurile simple, pentru că bucuria și fericirea vine din aceste lucruri simple. Da, mulți dintre adolescenții zilelor noastre petrec ore întregi în fața computerului, a smartphone-ului, a tabletelor. Care credeți că sunt principalele motive pentru care acești tineri doresc să evadeze cu totul din viața reală? Ne îndreptăm cumva spre o transformare. Cred că simțiți și dumneavoastră, simt și eu, lumea se schimbă. Parcurgem acum o etapă, dacă vreți, o transformare, o schimbare transgenerațională, dacă îmi permiteți. Adică clar lumea nu va mai fi cum a fost acum un an. Tehnologia este parte din noi, numai că avem nevoie să fim atenți cât de mult ne lăsăm cu totul, exact cum zicea Harari, cât de mult ne lăsăm să ne cunoască și să ne ghideze, să ne coordoneze. Nu văd cum aș mai merge pe o stradă unde trebuie să ajung la o adresă fără să am Google Map-ul și să mă conducă, da? Și cred că știm cât de mult ne ajută tehnologia și cât de dependenți suntem în situațiile acestea. Tocmai de asta, cred că tinerii sunt foarte ușor de dus în această stare de dependență și a fi cu totul adictivi de tehnologie, pentru că facilitează cumva, vine cu o facilitare și cu o zonă de confort extrem, extrem de periculoasă, pentru că zona de confort nu este o zonă de evoluție. Asta ar fi bine să ținem minte cu toții, dacă stăm într-o zonă de confort, dacă nu suntem supuși unui efort, dacă nu întâmpinăm niște greutăți, indiferent în ce domeniu, despre ce domeniu vorbim, pentru că și creșterea noastră ontogenetică are nevoie de praguri pe care le depășim, de când mergem în picioare până dobândim toate diplomele de care avem nevoie să funcționăm social. Dacă rămânem complecuți în această zonă de confort,
confort, ea nu este una evolutivă, cu siguranță, pentru noi. Aici este nevoie de atenționare. Se vorbește foarte mult de această predictibilitate a omului dependent de tehnologie. Se merge până la a se discuta de un om capabil exact pe un buton, dacă apeși, să funcționeze într-un anumit fel, cu anumite emoții. Deci suntem într-acolo și devenim și mai predictibili dacă ne lăsăm cu totul în seama tehnologiei. De asta, vedeți, foarte mult se pune accent în continuare pe sport, pe a face activitate fizică, pe a te pune în contact cu propriul corp, cu propriul tău. Cine ești tu cu adevărat ca să poți să echilibrezi? Este, într-adevăr, extrem de periculos. Părinții au nevoie să supravegheze copiii. În acest an se vorbește foarte mult de acest, din păcate, minus în educația copiilor noștri pentru aceia dintre ei care nu au fost supravegheați de părinți pentru că nu au putut sau nu și-au permis și au făcut școală de unul singuri acasă. Cu siguranță asta n-a fost un progres. Însă acolo unde părinții s-au implicat asemenea unui homeschooling, da, vorbim de cu totul și cu totul altă adaptare. Avem nevoie să fim atenți în aceste vremuri de schimbare. Da, și vorbeam despre tineri, adolescenți și copii. Contactul unora dintre copii începe foarte devreme, contactul cu această lume virtuală. Ce anume le transmiteți părinților care le pun la dispoziție tot felul de dispozitive digitale ca o recompensă pentru că au fost cu minți, au mâncat tot? Creierul nostru se formează într-o proporție de 85% în primii 3 ani. Dacă corpul se dezvoltă 15%, creierul se dezvoltă 85%. Iar asta se întâmplă prin relația interumană, prin bagajul emoțional pe care copilul îl inserează, îl percepe și îl integrează de la părinți și de la oamenii care sunt în jurul său. Până la 3 ani este exclus în continuare orice contact, orice nevoie a copilului. Nu are nevoie, are nevoie de noi, are nevoie de sintonia maternă. Până la 3 ani nu avem ce să discutăm despre această tehnologie. Chiar și televizorul este pus sub semnul întrebării. Însă după 3 ani lucrurile se pot schimba. Nu putem să-i ținem departe de aceste gadgeturi. Trăim o vreme în care copilul mic este plimbat, este alăptat sau legănat în timp ce mama citește ceva pe telefon. Hai să fim serioși, copilul crește cu această imagine, abia așteaptă să poată folosi și el acel telefon. Să nu uităm, noi suntem modelul copiilor noștri, părinții, da? Dacă eu vreau să fiu un model, de exemplu, eu cu copila mea vreau să-i spun să restricționăm numărul de ore pe care îl are la laptop sau la telefon, eu sunt prima care trebuie să fac asta. În momentul în care eu fac lucrul acesta, îi mai și explic de ce, cu siguranță poate că nu va fi a doua zi să mă urmeze, dar voi putea să implementez aceste rigori, această disciplină, dacă vreți. Copiii au nevoie de disciplină ca să crească, să evolueze, așa cum orice proces evolutiv are nevoie de disciplină. Iar noi suntem într-un proces de evoluție în care disciplina este esențială. Deci cred că cu restricții, cred că cu adevărul, da, cred că cu propriul exemplu, acestea ar fi soluțiile. Da, și acum aș vrea să ne spuneți care ar putea fi efectele cauzate de conținutul accesat de către adolescenți și tineri. E vorba și de violență sau... Creierul nostru se dezvoltă într-un anumit ritm și se spune că undeva în jur de 25-28 de ani este ultima parte a neocortexului dezvoltată în toată complexitatea lui. Asta înseamnă că o dezvoltare eșalonată pe vârstă înseamnă o capacitate de a primi anumite informații. Știți că la filme sunt acele buline cu acordul părinților, 12-15 ani. Ei bine, tocmai pentru că acele scene integrate în acele secvențe din film sau din orice altă emisiune nu pot fi integrate de către copii într-un anumit proces de evoluție a lor. Dacă te uiți la niște scene pe care nu le înțelegi, de agresivitate, de sexualitate, da, pur și simplu integralitatea acestor secvențe nu se face conform cu normalității, ca să spun așa. Și atunci copilul vede niște imagini care pot să-l afecteze din punct de vedere emoțional sau comportamental în timp. Și rămâne aici o traumă pe care o va lucra sau o va descoperi în psihoterapie sau într-un proces când vede că adaptarea nu este firească mai târziu.
Da. În ce măsură evadarea aceasta din spațiul realității, în spațiul virtual, poate fi interpretată ca o nemulțumire a noastră vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în viețile noastre? Orice dependență vorbește despre un gol existențial. Da, o persoană care este dependentă, fie că vorbim de țigări, alcool, droguri, pornografie, digital, toate vorbesc despre aceste goluri existențiale. Ceva se întâmplă în viața acelui om, ceva lipsește în viața acelui om. A fost o traumă, ceva lipsește. Golul acesta sufletesc, existențial, are nevoie să fie umplut cu ceva. Asemenea unui cașcaval plin de găuri, da, aceste găuri au nevoie să fie umplute existențial cu ceva. E bine să ne gândim atunci când copilul nostru are înclinația de a deveni dependent, dacă noi acordăm suficientă atenție. Pentru că, vedeți, așa cum am spus, rețele de socializare, în momentul în care copilul vrea să fie validat, vrea să fie integrat, vrea să fie acceptat, vrea să fie văzut, dacă nu primește asta din partea oamenilor pe care iubește și care îi are lângă, mama, tata, care trebuie să-l facă pe copil văzut, ei bine, va căuta în altă parte. Toate dependențele vorbesc despre ceva ce lipsește în viața noastră. Avem nevoie să vedem ca părinți unde greșim acolo, unde vedem ceva în comportamentul copilului nostru ca nefiind firesc. Avem nevoie să ne facem și noi propria scanare și propria interiorizare, ce se întâmplă cu noi dacă suntem cel mai bun model, dacă am greșit cu ceva, unde și cum putem repara sau dacă cerem ajutorul cuiva. Gabor Mate, care are cea mai cuprinzătoare carte despre dependență, aș putea să spun, Pe tărâmul fantomelor înfometate, vorbește despre dependențe și el spune că unui dependent are nevoie să te duci să-i spui: te văd, sunt aici, dacă ai nevoie de mine, spune-mi. Da, și acum aș ruga să ne mai spuneți în ce fel credeți că ar putea fi afectată dezvoltarea normală a copiilor care sunt absorbiți de fenomenul ăsta al dependenței de tehnologie. Mă întreb cum va fi valoarea familiei de aici încolo, dacă noi nu mai socializăm între noi pentru a ne cunoaște, pentru a ne descoperi la nivelul acesta umanitar între noi. Ce se întâmplă cu noțiunea de familie? Cred că asta este cea mai cumva în pericol, dacă pot să spun așa, pentru că atunci când te închizi într-o relație cu tehnologia, practic te închizi într-o relație cu tine și te epuizezi într-o relație cu tine. Atenția trebuie văzut, apropo de ce se întâmplă mai departe, încotro ne îndreptăm, cred foarte tare în valorile acestea legate de comuniune, de cooperare, poate că a fost tot felul de ere de-a lungul timpului, se vorbește foarte mult de această era a comuniunii și a cooperării. Cred că avem nevoie să ne readaptăm acestui mediu în care să fim mai atenți, mai buni, mai cooperanți unii cu ceilalți. Da, un documentar realizat de o televiziune din Statele Unite ale Americii a evidențiat faptul că mulți dintre adolescenții de acolo consideră că viața reală este falsă și cea din spațiu virtual este adevărata viață reală. Cât de periculos este să ajungem în punctul acesta? Am participat și eu la Brand Minds când primul robot cu cetățenie a fost pe scenă în 2018 la București. Am fost șocată, da, a fost ceva nou. Am integrat cu greu acest moment și eu. Mi-aduc aminte de un studiu făcut în China în 2012 în care studenții unui campus au fost privați de telefoane mobile și laptop pentru 24 de ore, intraseră în sevraj 78% pentru că nu puteau să-și verifice adresa de e-mail și rețelele de socializare. Da, probabil că ceea ce se întâmplă în Statele Unite, ceea ce se întâmplă în alte zone ale lumii este mult mai accentuat din punctul acesta de vedere al tehnologiei. Vreau să cred în continuare că tehnologia este un accesoriu pe care îl folosim, pe care îl controlăm și care nu vine să preia controlul asupra noastră. Da, și tot vorbim de era digitală. Credeți că există posibilitatea să ajungem să fim atât de acaparați de această dependență încât să nu ne mai trăim propriile noastre vieți?
Dacă vrem să citim un pic mai mult despre viitorul minții umane, de exemplu, Michio Kaku are cărți traduse în limba română, este un cercetător japonez, predă fizica, este un celebru prin cărțile și documentarele pe care le-a realizat. Michio Kaku are o carte, Viitorul minții umane, în care vorbește de creierul nostru precum un computer, vorbește despre o sincronizare a creierilor noastre în rețea, în care doar mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama ce gândiți și nu trebuie să vorbim nimic ca să putem să comunicăm între noi. Este fascinant, posibil, să ne îndreptăm spre aceste lucruri, dar cred că nu noi suntem cei care prindem, va mai dura puțin, cu toate că toate etapele acestea de transformare s-au produs extrem de rapid în ultima vreme. Da, cărțile lui Michio Kaku pot să fie un suport în vederea aceasta, ce se întâmplă cu creierele noastre, cu societatea viitorului și cât de tare ne vom adapta acestei digitalizări. Din punctul dumneavoastră de vedere, există riscul ca pe viitor aceste dependențe să se transforme într-o boală clinică? Există numeroase studii la care mă întrebam acum 2-3 ani când studiam de ce se vorbește despre anul 2020-2030 ca fiind o perioadă de transformare în care medicina nu va mai cheltui cei mai mulți bani pentru vindecarea bolilor cardiovasculare, ci pe vindecare la nivelul tulburărilor psihice. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce? Că noi avem un nivel de conștiință cum nu l-am avut niciodată până acum. Avem niște norme de igienă, avem o evoluție fantastică. Adică, de ce s-ar întâmpla asta? Anul acesta cred că este clar pentru toți de ce se poate întâmpla asta. De ce se preconizează că anxietățile, atacurile de panică, depresiile, degenerescențele neuronale vor fi tocmai accentuate? Pentru că atunci când vorbim de o adaptare la o lume nouă, vorbim de o selecție naturală. Cred că e foarte important să fim foarte atenți. Nu avem avantajul acestei selecții dacă stăm acum conectați 100% cu tehnologia. Cred că tocmai ce vă spuneam la început, această jumătate-jumătate, tehnologie și mediu natural, este cea care reușește, disciplina care reușește să ne adapteze la mediu. Da, cu siguranță sunt deja îngrijorătoare toate aceste probleme. Vorbim de un sindrom burnout în foarte multe domenii deja. E o schimbare la care trebuie să fim atenți, prezenți. Da, și acum aș vrea să ne mai spuneți pe scurt în ce măsură considerați că este posibilă o eventuală recuperare dintr-o astfel de dependență de tehnologie? Orice traumă și orice problemă apărută poate fi reparată, dacă pot să spun așa, pentru că neuroplasticitatea creierului vine și ne spune că avem această capacitare, avem posibilitatea să ne ancorăm de nou și să construim în viețile noastre. Cei mai buni psihoterapeuți ai lumii acesteia sunt oamenii care au trecut prin cele mai mari traume, pentru că vorbesc din propriile traume. Întotdeauna noi în psihoterapie sau în psihologia clinică vorbim despre un eșec, o greutate, o cădere, cum ar fi o dependență, ca fiind o resursă la un moment dat din această energie negativă, de fapt, să creștem și să construim o energie pozitivă ulterioară. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și explicațiile pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!